cumva dedicată părintului Nicolae, pentru că înainte de a păși pe căile teologiei și a spiritualității, părintele Nicolae a studiat la Moscova muzica, teoria muzicală și pianul. După care a studiat la Oxford, facultatea masterului și, desigur, doctoratul. Este fellow la Universitatea din Essex și visiting lecturer la Cambridge și la Moscova. Și a venit la noi, la Arad, pentru a ne vorbi întâi de toate despre moștenirea părintelui Sofronie, unul din cei mai deosebiți părinți ai secolului 20. De aceea îi spuneam un bun venit la Arad, un bun venit în paginile Filocaliei. Părinte Nicolae, fiți binevenit! I am very grateful for this opportunity to share with you all the legacy and experiences which we, all of us who knew Father Sofronie, had throughout our lives. Sunt foarte recunoscător pentru ocazia pe care o am de a împărtăși împreună cu dumneavoastră experiența și moștenirea pe care am primit-o de la părintele Sofronie. I always find myself in difficulty when I have to speak about Father Sofronie. Întotdeauna mă simt în dificultate în momentul în care trebuie să vorbesc despre părintele Sofronie. Limited time, and yet there is not enough time to convey the fullness of his life and of his message. Timpul este întotdeauna limitat și nu este suficient pentru a transmite în integralitate viața și mesajul părintelui Sofronie. And I usually try to remember some personal moments from Father Sofronie's life and from our communication. Întotdeauna încerc să îmi aduc aminte de niște momente personale, atât din viața părintelui Sofronie, cât și din relația mea cu dumnealui. Maybe people is his greatest legacy. Poate că oamenii sunt cea mai mare moștenire a lui. Father Sofronie has helped and saved many, many people and continue to do so through his word. Părintele Sofronie a ajutat foarte mulți oameni și continuă să facă aceasta prin lucrarea sa. And it is through personal encounter that you see a person, what kind of person it is. Și doar prin contactul personal poți să înțelegi care este valoarea unui anumit om. And we see that you can write many theological books, be a famous theologian, but it is Christ has chosen different type of the gospel. Cineva poate să scrie foarte multe cărți de teologie și să devină un teolog faimos, dar Hristos a ales o altă cale conform Evangheliei. And especially the Gospel of St. John, it is a series of encounters of Christ with ordinary people. În special, Evanghelia Sfântului Ioan relatează o multitudine de întâlniri ale lui Hristos cu diversi oameni. And it is there that the universal love was revealed. Și în acest cadru a fost revelată iubirea universală. Maybe this can be partly applied to Father Sofronie too. Poate că această paradigmă poate fi măcar parțial aplicată și părintelui Sofronie. As Father Theophan has mentioned, yes, I studied music in Moscow and I was Soviet atheist before I met Father Sofronie. Și așa cum a menționat părintele Teofan Mada, într-adevăr am studiat
muzica în timpurile comunismului și am fost și eu, înainte să-l întâlnesc pe Părintele Sofronie, un tânăr ateu. When Father Sofronie visited Moscow, it was the first time in my life I saw a monk. Când Părintele Sofronie a vizitat Moscova, am văzut pentru prima dată în viața mea un călugăr. And I asked myself, what is that? Și m-am întrebat, ce o fi asta? Man in a black long dress, long hair. What is it all about? Un om îmbrăcat în veșminte lungi cu părul lung și nu înțelegeam despre ce este vorba. I didn't know that 5 years later I'll be wearing the same dress. N-am știut că 5 ani mai târziu voi îmbrăca aceleași veșminte. We spoke about music. But when Father Sofronie came back to England, he said to his monks, I saw someone in Moscow, he will join us later as a monk. Și am vorbit cu Părintele Sofronie despre muzică, dar în momentul în care s-a întors la comunitatea sa monahală din Anglia, le-a spus părinților de acolo, am întâlnit pe cineva care va veni în opția noastră ca monah. We didn't speak about God, we spoke about art. Nu am vorbit despre Dumnezeu, am vorbit despre artă cu el. But through this conversation I could see, could feel that Father Sofronie has read me like an X-rays. Dar datorită acelei conversații am putut să îmi dau seama că Părintele Sofronie mă citea ca și cum ar fi fost un dispozitiv cu raze X. And now looking back, I can say that Father Sofronie prayed for every person he met in his life. Iar acum, uitându-mă în urmă, pot să spun că Părintele Sofronie se ruga pentru fiecare persoană pe care a întâlnit-o în viața sa. And when Father Sofronie was an artist, he always tried to see eternal truth behind every object he would paint, eternal beauty. Și pe vremea când Părintele Sofronie era un artist și un pictor, încerca să vadă frumusețea veșnică din spatele fiecărui obiect pe care îl picta. His favorite challenge was the blue sky. Provocarea sa favorită era cerul albastru. No painter can ever paint the blue sky. Niciun pictor nu poate picta cerul albastru. This mystery that is behind the blue sky. Această taină care se găsește dincolo de cerul albastru. You can put a blue color on a canvas, but it'll be very flat and no mystery. Poți să pui pe pânză o culoare albastră, dar aceasta va fi plată și nu va transmite niciun mister. And this life, this world was too narrow for Father Sofronie's thought, mind and heart. Iar această viață și această lume au fost prea strânte pentru mintea și personalitatea Părintelui Sofronie. And he thought, if there is death, what's the point for anything in this life? Și se gândea, medita, dacă există moarte, care este sensul lucrurilor din această viață? Even if I live 1000 years, but then it all comes to an end. What's the point? Chiar dacă aș citi timp de mii de ani, toate se termină într-o bună zi și atunci ce rost mai au? If I die, everything stops to exist for me. Dacă mor, totul încetează să mai existe pentru mine. And he was in agony to reach eternity. Astfel încât era în agonie să găsească cumva veșnicia. And in this agonia, he had this thought about Christ. Și în această stare de agonie i-a venit gândul la Hristos, s-a gândit la Hristos. What does Christ teach? Love your neighbor, love God, love your neighbor, and you will have eternity. Ce ne învață Hristos? Iubește pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele și vei avea viață veșnică. And then he said, he had this thought, but this is psychological. This is not ontological. Și a avut acest gând că perspectiva aceasta este una psihologică și nu ontologică.
And for this reason, Father Sofroni started to look for something which was greater than Christ. Astfel încât părintele Sofroni a început să caute ceva care să fie mai mare decât Hristos. It was his nanny, old bunica, who was very concerned about his spiritual searches. Bunica sa era foarte preocupată de căutările spirituale ale părintelui Sofronie pe când era tânăr acesta. She said to me, my little Sergei, don't be fool. Christ, a man without Christ is like a statue. Și i-a spus, micul meu, Sergie, nu fi naiv, un om fără Hristos este ca o statuie. She also gave him advice about paintings. Și i-a dat sfaturi chiar în legătură cu pictura. Once he painted a portrait in profile. Odinioară a pictat un portret din profil. And she said, you cannot depict a person in a profile. You need two eyes to convey the content of the soul. Și a spus să nu poți picta o persoană din profil, ai nevoie de doi ochi ca să contempli conținutul sufletului lui. And when Father Sofronie left Russia to become an artist in Western Europe in Paris, he left Russia with this quest for higher God than Christ. Și în momentul în care părintele Sofronie, tânăr fiind, a părăsit Rusia pentru a deveni un artist, un pictor în Occident, în Paris, a continuat să caute să-l caute pe Dumnezeu. His art was his driving force. Arta era forța lui conducătoare. How can I know the object I paint? Cum pot să cunosc obiectul pe care îl pictez? And he realized that scientific knowledge is very limited. Și și-a dat seama că această cunoaștere științifică este una foarte limitată. How can you confine art to science, for example? Cum poți să limitezi arta doar la dimensiunile științei? You will never explain why such and such music affects us in such and such way. Nu poți explica științific de ce un anumit tip de muzică ne afectează sufletul. Or why this image has beauty. De ce o anumită imagine are frumusețe? And he was very successful as a painter. Și a avut foarte mare succes în calitate de pictor. He was exhibited next to Renoir in Paris. A expus picturile sale alături de ale lui Renoir în Paris. And it was then that Father Sofronie rediscovered Christ. Și exact acolo părintele Sofronie l-a redescoperit pe Hristos. It is in love that absolute being can exist. În iubire, ființa absolută poate să existe. Love your God and love your neighbor. He realized this is the one and only way to eternity and to absolute being. A iubi pe Dumnezeu și a-ți iubi aproapele și-a dat seama părintele Sofronie că este singura modalitate de a atinge absolutul. And it was then that Father Sofronie realized how each person is important. Și totodată și-a dat seama de faptul că fiecare persoană este importantă. It is like micro absolute. Este fiecare persoană un micro absolut. And Father Sofronie realized eternal absolute value of every human being. Și părintele Sofronie și-a dat seama de valoarea absolută eternă a fiecarei ființe umane. For me, coming from the Soviet state, from USSR, this message was of ultimate importance. Pentru mine, care veneam din URSS, acest mesaj era de o valoare absolută. Because I felt that my person, my personality was oppressed and I was searching for freedom. Căci simțeam că persoana mea era oprimată și căutam libertatea.
And I noticed that it is always the way of the enemy, of the Satan, to depersonalize us. Și mi-am dat seama că modul sau este tocmai calea vrăjmașului, a diavolului, încercarea de a depersonaliza pe oameni. Well, Christ wants to give us our name, our personality, our person, our eternal hypostasis. Pe când Hristos, dimpotrivă, vrea să ne dea un nume, vrea să ne confere personalitatea și să ne dea un ipostas veșnic, o existență veșnică. To Father Sofroni, in his monastery in 1989. Aceasta m-a frapat în momentul în care am ajuns la mănăstirea Essex, unde stătea Părintele Sofronie în 1989. I started my monastic life in Russia under the influence of Father Sofroni's books. Mi-am început viața călugărească în Rusia sub influența cărților Părintelui Sofronie. But those who lived in Soviet states would remember that you never dreamed of going to Western Europe. Dar de asemenea, trăind într-un stat sovietic, n-am visat niciodată că voi ajunge în Europa Occidentală. And it was by miracle that at that time I managed to go and see Father Sofroni. Și a fost un miracol faptul că în acea epocă am reușit să plec și să văd pe Părintele Sofroni în Occident. When I arrived to his monastery, I couldn't understand what was going on. În momentul în care am ajuns la mănăstirea sa, n-am înțeles ce se întâmplă. I got used to rigid discipline, harsh words, the word obedience. This is a blessing, this you must do it under obedience. And we did it with gratitude. But in Father Sofroni's monastery was something different. Eram obișnuit cu cuvinte aspre, cu reguli de fier și cu o ascultare monahală urmată de binecuvântare, dar în mănăstirea Părintelui Sofronie lucrurile se petreceau altfel. He realized in his community the main principle of our church, the main principle of Christianity, everything is built on love. El a reușit să pună în practică în comunitatea sa monahală principiul creștin esențial. And totul love, este construit pe dragoste. Love doesn't constrain. Iar dragostea nu constrânge. And then I realized the words of Apostle Peter. Atunci mi-am dat seama de cuvintele Sfântului Apostol Petru. He was the first among the apostles, and yet after the resurrection of Christ, he didn't speak authoritative language. El a fost primul dintre corifeul apostolilor, dar după învierea Domnului nu a vorbit o mulțime de limbi. He said, I am going fishing. El a spus, merg să pescuiesc. And the apostles said, we come with you. Iar apostolii au răspuns, venim cu tine. I realized a Soviet model of the same conversation. You, and you, stand up, go. Îmi amintesc de un model sovietic de conversație, tu, în picioare și pleci, plecați. Father Sofroni embodied in his pastoral principles the principle of sobornost of the church. Părintele Sofroni a întruchipat în lucrarea sa pastorală principiul sobornicității. We followed him voluntarily. Îl urmam în chip voluntar. And I think this was the greatest gift of Father Sofroni, to find the key to each person's heart. Și acesta era un mare dar al Părintelui Sofroni, faptul că găsea cheia pentru fiecare inimă omenească. To find a language to each person and personality. Găsea un limbaj adecvat pentru fiecare persoană și fiecare personalități. I was shocked that Father Sofroni could speak to any person whatsoever. Îmi amintesc că am fost șocat de faptul că Părintele Sofroni era capabil să vorbească cu orice persoană, indiferent de statutul ei. If you read his letters to his family, he wrote letters to his communist and atheist brothers and sisters. Dacă citiți corespondența cu familia sa,
Acesta îi scria fraților săi și care erau comuniști. And yet he remained for Sofroni in these letters. Și cu toate acestea, în aceste scrisori rămâne părintele Sofronie. Once I remember a parishioner brought his daughter to Father Sofronie. Parishioner brought his daughter to the monastery. La un moment dat, un om din parohie și-a adus fiica la părintele Sofronie. And she was a punk. Punk? Ah, și era punkistă. She had this painted thing. Avea părul pictat și ridicat în sus. Full of metal piercing. Și plină de inele pe față. And I thought it'd be interesting to see how Father Sofronie would speak to her. Și m-am gândit, va fi foarte interesant să văd cum îi va vorbi părintele Sofronie. Then I see he has a conversation with her and she is listening to him with greatest interest. Și am văzut că poartă o conversație cu aceasta, iar ea îl ascultă cu cel mai mare interes. And I thought, what on earth can say to her? Și m-am gândit, ce Doamne îi poate spune? And then she became orthodox. Și apoi ea a devenit ortodoxă. Father Sofronie's message to the church was to restore probably the original vision of how the church is built. Probabil că esența mesajului părintelui Sofronie constă în încercarea de a reface biserica așa cum a fost ea la început. He writes in his book about St. Siloan about the how the church is built. În operele sale despre părintele Siloan vorbește despre modul în care este construită biserica. Aș dori să îl întreb cu părintele cu rugămintea de a scrie întrebări. Părintele a venit în seara asta nu să vorbească singur, ci să dialogueze cu dumneavoastră. Așa că așteptăm întrebările dumneavoastră pe hârtie. Thank you. Please write questions. It is not a lecture, it is dialogue. Okay? Vă roagă părintele să scrieți întrebări, nu vrea să țină un curs, o conferință, ci vrea să aibă un dialog. Believe me, I am more embarrassed to sit on the stage than you are asking questions from the public. Și credeți-l că e mai jenat să stea pe această scenă decât să fie în publica și dumneavoastră și să pună întrebări pe hârtie. And Father Sofronie writes that before Christ there was authority in the world and still is. Și părintele Sofronie recunoaște că înainte de Hristos exista autoritate în lume și mai există încă. Like we have the king on top of the pyramid. Așa cum avem regele în vârful piramidei, and then we have ministers, parliament and so on and so on to very low class people. Și apoi avem miniștri, parlamentul și toate straturile sociale până cele mai de jos. And Christ comes and says, the one who wants to be the first should be the last. Iar Hristos vine și spune, cel care vrea să fie primul trebuie să fie ultimul. Who wants to be on top must be under everyone. To be a servant of all. Cel care vrea să fie în vârf trebuie să fie sub toți ceilalți și să fie slujitorul tuturor. And Christ overturns this pyramid of authority. Astfel încât Hristos răstoarnă această piramidă a autorității. Yes, he is the king, but he is at the bottom of this inverted pyramid. Da, el este regele, împăratul, dar se află la baza acestei piramide inversate. And he carries all the weaknesses, all the sins, all the problems of the whole of mankind. Iar Hristos poartă asupra lui toate slăbiciunile, toate problemele întregii umanități. Why do we call Christ Pantocrator, Atotțiitorul? De ce numim pe Hristos Pantocrator, Atotțiitorul? Why do you think we call him? De ce credeți că numim așa? How does he hold everything? Cum ține toate?
totul. He showed it on the cross. A arătat-o pe cruce. He took all the weaknesses, all the sins of the world upon himself. A asumat toate păcatele, toate slăbiciunile oamenilor asupra lui însuși. And said, yes, it is my fault, I am responsible, and I'm answering for it. Și a spus, da, e vina mea, sunt responsabil și voi răspunde de asta. And it is this vision of Christ that Father Sofronie engraved into our hearts. Și această viziune a lui Hristos e cea pe care Sfântul Cuviosul Sofronie a înscris-o în inimile noastre. He discovered for us the beauty, the inner beauty of Christ. Ne-a revelat frumusețea interioară a lui Hristos. Because very often, as we start our spiritual life, we come to church and pray to Christ, but without personal contact somehow with Him. Căci foarte adesea, atunci când începem viața de creștini, intrăm în biserică, ne rugăm lui Hristos, dar cumva fără să reușim să stabilim un contact personal cu El. Yet God said, you must love me. Însă Dumnezeu a zis, trebuie să mă iubești. For what? Pentru ce? And I think the commandment is not, if I may say, impossible for us. God knows why do we have to love Him. Și cred că această poruncă nu este imposibil de înfăptuit de către noi și Dumnezeu știe de ce este bine să îl iubim. The first of all, he used to repeat, when we look at Christ, we, humans, we say, if God is like this, I love Him. Părintele Sofronie obișnuia să repete, atunci când ne uităm la Hristos și îl vedem pe Dumnezeu în El, dacă așa este Dumnezeu precum ne-a arătat Hristos pe pământ, atunci îl iubesc pe acest Dumnezeu. And God, looking at His only begotten Son, says, if man, mankind, is like this, I accept and I love mankind. Iar Dumnezeu Tatăl, la rândul Său, privind la Fiul Său cel unul născut, poate să spună, dacă așa este omenirea, atunci o iubesc așa cum este ea. And this sense that Father Sofronie has dedicated his life to each one of us remains with us forever. Și acest sentiment că Părintele Sofronie și-a dedicat întreaga viață fiecare persoane pe care a întâlnit-o stăruie încă în noi. Yes, he was a servant of all. Da, el a fost slujitorul tuturor. He served us with his unceasing prayer for each member of the monastery. Da, ne-a slujit rugându-se neîncetat pentru fiecare membru al mănăstirii. Monastery was never a mechanism for him. Pentru el, mănăstirea nu a fost niciodată un mecanism. He cared for each person as a person. I-a apăsat de fiecare persoană în calitate de persoană. And I remember when I was a student at Oxford, my fellow student asked me, oh, you're a monk, are you? Îmi amintesc că pe când eram student la Oxford, un coleg de-al meu m-a întrebat, ești călugăr, nu-i așa? I said, yes. And he said, which order do you follow? Și i-am răspuns că da, iar el m-a întrebat, de care ordin aparții? And I said, I thought about it for the first time. And I said, in the Orthodox Church we don't have order. Și m-am gândit o clipă, pentru că era prima dată când trebuia să reflectez asupra acestei probleme și am răspuns că în Biserica Ortodoxă nu avem ordine monahale. We have disorder. Avem dezordine. And this disorder I follow. Și această dezordine o urmez. And that's why how Father Sofronie built his monastery. He wanted to give space to each person to develop. Astfel încât așa, pe acest principiu și-a construit mănăstirea Părintele Sofronie, dorind să acorde spațiu și libertate fiecare persoane ca aceasta să se dezvolte. Can I share with you what
Father Paisius, un mantasa, said to one monk who came to him. Pot să vă spun ce i-a zis părintele Paisie Aghioritul unui călugăr care a venit la el? I hope you sit firm on your seat. Sper să stați bine pe scaune, bine înfipți în scaune. He said, Father Paisie, they want me to be an abbot. Give me a word how to keep my monastery. A venit acest călugăr și i-a spus, părinte Paisie, comunitatea mea vrea să devină stareț, dați-mi un cuvânt cum să îmi țin strâns obștea monahală. And he said, keep your monastery as disorganized as possible. Și sfatul a fost, țineți mănăstirea cât mai dezorganizat posibil. The same happened to probably similar reply Father Sofroni gave to one of his first disciples, Father Paul. Părintele Sofronie a dat un sfat similar unuia dintre primii săi ucenici, părintele Pavel. He started as a very naughty young boy on Mount Athos. A început la Muntele Athos acest părinte Paul ca un băiat foarte răzgâiat. He was unbearable. He was chased from every monastery. Era fără egal. Era alungat din fiecare mănăstire de pe Athos. Once the last monastery had when he was in his last monastery, the brethren monks during lunch discovered socks in the soup. La ultima mănăstire, obștea frații din mănăstire au descoperit sosete în supă. And they started to complain to against the cook, Father Paul. What is he doing? Și au început să se plângă de bucătar, de părintele Paul. Ce face acesta? And he had courage to defend himself. He said, they were clean. Și a avut curajul să se apere și le-a spus celor care acuzau, erau curate. I just put them to dry. Doar le-am pus la uscat. What's a big deal? Care e problema? Alungat din fiecare mănăstire, a venit la părintele Sofronie. Father Sofronie at that time was a spiritual father and lived in a cave in the desert. În acea perioadă, părintele Sofronie se afla pe Athos și era duhovnic, trăia retras într-o peșteră. You know? And these monks come to Father Sofronie a year later. And then they see this Father Paul next to Father Sofronie. Iar părintele acesta a venit și un an mai târziu călugării l-au văzut alături de părintele Sofronie. And they said, how can you live with such a person for one year? Și a fost întrebat, cum poți să trăiești cu asemenea persoană timp de un an? And Father Sofronie said, perfectly. Și părintele Sofronie a spus, perfect. Because he probably was the first one who noticed him as a person. Căci probabil părintele Sofronie a fost prima persoană care a tratat-o ca pe o persoană pe părintele Paul. Anyway, this Father Paul progressed in spiritual life so much that he was offered to become an abbot of an Athenite monastery. Așa de mult a progresat din punct de vedere spiritual acest părinte Paul, încât până la urmă i s-a oferit poziția de stareț al unei mănăstiri de pe Athos. And Father Sofronie, and of course he always would ask Father Sofronie, and Father Sofronie gave him an answer. Și întotdeauna îl întreba pe părintele Sofronie cu ceea ce are de făcut și primea un răspuns. He said, don't not interfere with the life of the fathers. Și sfatul părintele Sofronie era următorul, nu te băga în viața părinților. Keep the services, the church in the monastery. Ține slujbele și slujirile în mănăstire. And pray for all the fathers day and night. Și roagă-te pentru toți părinții zi și noapte. And Father Paul refused this offer. Iar părintele Paul a refuzat această ofertă. He didn't become an abbot. Până la urmă n-a mai vrut să devină stareț. So, this is just by way of introduction, a few words about Father Sofronie. Acestea au fost câteva cuvinte introductive cu privire la părintele Sofronie.
Now perhaps we can ask questions. Câteva întrebări din public. Had with the following invitation. I always want to know in what stage of spiritual life I am. Întotdeauna mă confrunt cu această ispită, întotdeauna vreau să cunosc în ce stadiu al vieții spirituale mă situez. Sunt conștient că este un cuțit cu două tăișuri. Cum pot să depășesc această preocupare infantilă? Well, the question itself sounds rather, I would say, possibly it's not only spiritual father who can help. Father Sofroni always wanted to move from psychological to spiritual level. Doar părintele duhovnic poate ajuta în această situație, părintele Sofronie încerca întotdeauna să miște problema de la nivelul psihologic la cel spiritual. And how can you say to a modern man, keep your mind in hell? Cum poți să spui omului modern, ține-ți mintea în iad? While modern mentality pushes us, our ego, into heaven. Pe când mentalitatea modernă ne împinge ego-ul nostru în ceruri. Which we find ourselves that we deserve heaven. Ceea ce noi considerăm că merităm. And we even think about God, that God must save me, He is love. Și chiar gândim în acest termen, Dumnezeu trebuie să mă mântuiască pentru că El este dragoste. And in such condition, every touch of God, of God's love is very painful to us. În asemenea condiții, fiecare atingere a iubirii lui Dumnezeu ne pare foarte dureroasă. For many people, myself included, hell begins from this life. Pentru foarte mulți oameni, începând cu mine, iadul începe din această viață. When I see Christ in all His perfection, in all His beauty, in all His love and His humility, I see how far I am from this. Când îl văd pe Hristos în toată frumusețea, în toată desăvârșirea sa, îmi dau seama cât de departe sunt de acest model. And His word indeed is double-edged sword which cuts me apart. Și cuvântul său într-adevăr e un cuțit cu două tăișuri care mă spintecă. All my instinct is to protect myself. Din instinct și întregul meu instinct e acela de a mă proteja, de a mă apăra. And He says, love your enemies, turn your cheek. Și Hristos spune, iubește-ți vrăjmașii, întoarce celălalt obraz. We construct our life around our own ego. Noi ne construim viața în jurul propriului eu. And He said, forget about yourself. Iar Hristos zice să te lepezi de sine, să uiți de tine însuți. And sometimes, like Father Sofroni thought, it is impossible to fulfill the commandments of Christ. Și uneori, așa cum gândea în tinerețe părintele Sofronie, pare că este imposibil să împlinești poruncile lui Hristos. Who can fulfill them? And Father Sofroni always stressed, it was Christ, the man, as human, He fulfilled Himself all His commandments. Și cine poate să împlinească aceste porunci? Părintele Sofronie sublinia întotdeauna că Hristos, ca om, a putut să le împlinească. And Christ said, not by coincidence, be of good courage, for I have overcome the world. Iar Hristos nu spune ca o coincidență, fiți curajoși, fiți tari, eu am biruit lumea. Of course, impossible for us to believe that we can do that. Este desigur greu pentru noi să credem că reușim acest lucru. But this is the second part of St. Siloam's message, and despair not. Dar
Aceasta se leagă de cea de-a doua parte a mesajului Sfântului Siluan și nu dispera. If we believe in this victory of Christ, we believe in our victory too. Dacă credem în biruința lui Hristos, atunci putem să credem și în biruința noastră. Father Sofroni said, as long as you hold tight to the very edge of Christ's garment and don't let it go, Christ will save you. Părintele Sofronie spunea că atâta timp cât te ții strâns de marginea veșmintelor lui Hristos, El nu te va lăsa și te va mântui. And by miracle you notice that Christ's word becomes more and more your word. Și îți dai seama treptat că acest cuvânt al lui Hristos devine din ce în ce mai mult cuvântul tău personal. Even though we don't reach the fullness of the gospel, yet we love this as an ideal. Chiar dacă nu reușim să împlinim în integralitatea sa Evanghelia, o iubim ca pe un ideal. Yes. O altă întrebare. De ce în ziua de astăzi niciile nu mai rezistă? Necredincioși se căsătoresc și unul dintre ei se întoarce la credință și celălalt nu suportă acest lucru, ce este de făcut. Now we see a total crisis of marriage in the modern world. Asistăm în lumea modernă la o criză totală a căsătoriei. And you might ask why monk should speak about it. Și ați putea să vă întrebați de ce poate să vorbească un călugăr despre asta. Once I was asked to speak about marriage and I was given very short time to prepare. La un moment dat mi s-a cerut să vorbesc despre căsătorie și am avut la dispoziție foarte puțin timp pentru a mă pregăti. And I thought, what can I say about marriage? I'm a monk, I don't know. Și mi-am spus, ce pot eu să spun despre căsătorie? Sunt călugăr, habar n-am, nu știu. And I thought, well, I have a paper on monasticism and I thought, I'll just compare point by point. Și m-am gândit, uite, am o lucrare scrisă despre viața călugărească și vreau să fac o comparație punct cu punct. And to my great surprise, it was enough to replace the word monasticism with the word marriage and I had a ready paper. Și spre marea mea surpriză a fost suficient să înlocuiesc cuvântul călugărie cu cuvântul căsătorie și deja lucrarea mea era pregătită. If you think about the very essence of marriage and monasticism, we have the same goal. Dacă te gândești la esența călugăriei și la esența căsniciei, îți dai seama că de fapt ambele au același scop. And the same means too. The same means too. Și aceleași mijloace. Don't married people give a vow of obedience? Nu fac ascultare și nu fac un legământ al ascultării oamenii căsătoriți? Do married people not give a vow of sharing, of poverty, everything? Nu fac un legământ al împărțirii a tot ceea ce au oamenii căsătoriți, un jurământ al sărăciei? We see that both marriage and monasticism in one way or the other cleanse us from these diabolical consequences of fall, of our fall. Și vedem că atât căsătoria cât și viața de mănăstire au rolul de a ne curăți de cădere, starea de cădere adamică în care ne aflăm. And also in marriage, don't you give a vow of chastity, of faithfulness to your spouse. Iar în căsătorie nu există același vot al fidelității față de soțul, soția ta. So, you see, there is
Many common things between marriage and monasticism. Vedeți că există foarte multe lucruri comune între căsătorie și viața de mănăstire. But one of the most important things is that both ways teaches how to love other people. Dar cel mai important lucru constă în faptul că ambele căi ne învață cum să îi iubim pe oameni. Paul Sofronie wrote to in his letters to Balfour, monasticism is a form of love. Părintele Sofronie a scris într-o scrisoare către David Balfour că monahismul este o cale a iubirii. And he said that if monasticism doesn't teach us how to love other people, there is no justification for monasticism. Și a spus că dacă monahismul nu învață pe oameni cum să se iubească unii pe alții, nu există nici o justificare pentru existența acestuia. The same can you say about marriage? If you don't learn how to love each other in marriage, your cohabitation has no justification. La fel și în privința căsătoriei, dacă nu ne învață în cadrul ei cum să ne iubim unii pe alții, se transformă într-o simplă coabitare care nu are niciun sens. Just as to be a monk and to be a priest is a great ministry, the same, it is a great ministry to be a husband and to be a wife. Yes, ministry. Așa cum a fi preot sau călugăr este o mare slujire, tot așa, a fi soț sau soție este o mare slujire, da, o mare slujire. And if we don't learn how to overcome egoism both in monasticism and in marriage, then we won't find our salvation. Și dacă nu învățăm cum să ne depășim egoismul atât în viața monahală, cât și în viața de familie, nu vom găsi mântuirea. How? It is impossible, you would say. Cum? Ați putea spune că e imposibil. Let's remember the first grace. Să ne amintim de primul har pe care l-am primit. When monks come to the monastery, they are obedient naturally to everyone and to everything. În momentul în care călugării intră în mănăstire, chiar în primele luni, sunt ascultători față de toți și față de toate. The same when man and a woman fall in love, they are more than obedient to each other. La fel, când bărbatul și femeia se îndrăgostesc, sunt mai mult decât ascultători unul față de altul. In the state of love, the first love, there is a competition whose will be fulfilled. În această stare in self-renunciation de îndrăgostire, pare că există o competiție cine renunță mai mult la sine însuși. So, it is possible. God has showed it to you. Deci este posibil, Dumnezeu v-a arătat calea. And then it is the asceze iubirii, asceticism of love, which would help you to preserve this grace throughout your life. Și mai există și o asceză a dragostei care vă va ajuta să vă păstrați acest har inițial pentru toată viața. And in this respect, monasticism is the greatest help to all the married people. Și în acest sens, călugăria este de mare ajutor pentru toți oamenii căsătoriți. We struggle how to preserve this grace. We know about nipsis, trezvia of soul, fight against thoughts, building up good heart towards our brothers, the same in marriage. Așa cum facem efortul de a ne menține trezvia, atenția, așa cum luptăm împotriva gândurilor în mănăstire, tot așa ai nevoie de aceste calități în viața de familie. God is always supreme wisdom how he gives his gifts.
Dumnezeu este întotdeauna înțelepciunea supremă în modul în care își distribuie darurile. All the gifts require work from us. Toate darurile necesită din partea noastră efort, colaborare. He placed Adam and Eve in the garden of paradise. El i-a pus pe Adam și pe Eva în grădina paradisului. What will happen to the garden if you don't work? Ce s-ar întâmpla cu grădina dacă nu ai lucra în ea? The same with relationship, the same with monasticism. Sometimes people come to me and say, Father, you know, unfortunately our relationship didn't work. Uneori vin la mine oamenii și îmi spun, știi, părinte, relația noastră nu funcționează. I say it's not the relationship didn't work, it is you who didn't work on your relationship. Și le spun, nu relația voastră n-a funcționat, ci voi n-ați lucrat asupra relației voastre suficient. Even the Lord has appointed that every gift comes with our lupta, with our struggle, with our participation. Mântuitorul ne-a spus că fiecare dar provine în urma luptei și participării noastre la acesta. And it is in this way that it becomes ours. Și în acest mod devine al nostru. This love which God gives to man and woman in the beginning is somehow beyond our normal way of life. Această iubire pe care Dumnezeu o dă bărbatului și femeii la început, în prima etapă, este cumva, se situează deasupra modului nostru natural de a fi. It is when this, even the whole gospel becomes natural for people who are in love. Pentru cei care sunt îndrăgostiți, chiar și Evanghelia devine un lucru natural. When your beloved asks you, darling, can you help me to do this work? You will reply, not only this, but double. În momentul în care cel drag al sufletului dumneavoastră vă întreabă, dragă, pot să mă ajut să fac acest lucru? Răspunsul celui îndrăgostit este, dar nu numai asta, chiar și dublu. And if the one you love asks you, can you give me your coat? You will reply, not only coat, but even more. Și în momentul în care cel pe care îl iubești te întreabă, poți să-mi dai haina ta? Răspunsul este nu numai haina, ci chiar și mai mult. What happens to this grace? Ce se întâmplă oare pe parcurs cu acest har, cu această grație? We know that apart from God, there is also the enemy whose name is Diavolos. Știm că cu excepția lui Dumnezeu, există de asemenea vrăjmașul al cărui nume este Diavolos. Do you know the origin of this name, what it means? Știți ce înseamnă acest nume? From the Greek word diavalo. Din cuvântul grecesc diavalo. Diavalo means to separate, but not immediately, gradually. To divorce. Diavalo înseamnă a separa, dar nu imediat, ci treptat, înseamnă a divorța. And his job is to divide. If God unites, the devil divides. Iar treaba diavolului este să divizeze. Dacă Dumnezeu unește, diavolul separă. And this is our great art of relationship, both in monasticism and in marriage, not to give space to this diavolo. Și aceasta este marea artă, atât în viața de familie, cât și în cea monahală, de a nu permite manifestarea acestui diavolo. From my experience, I tell you, it takes years to learn to disassociate your fallen mind from this mode of thinking. Din propria mea experiență pot să vă spun că durează ani de zile până ce reușești să te detașezi
de acest mod de gândire indus de diavolul. Change the mode of thinking. This is what we call metanoia, repentance. Schimbă-ți modul de gândire. Aceasta înseamnă metanoia, pocăința. Change of your mind, change of your thinking. Schimbarea minții tale, schimbarea modului în care gândești. When you love someone, you don't see any single negative feature. În momentul în care iubești pe cineva, nu-i vezi nici măcar o trăsătură negativă. For example, I have many young people who come to me and they share. Sometimes the girls would say, if a boy is a bit rough with language, she would say, oh, he's a real man. Dacă, de exemplu, vin la mine tineri și dacă băiatul este un pic cam dur ca limbaj, fata spune, e bărbat adevărat. And then if a man is humble, say, oh, he's a real gentleman. Iar dacă este dimpotrivă foarte smerit, fata spune, e un adevărat gentleman. Maybe we should apply this commandment of Christ. If you start seeing evil, pluck out your right eye so as to live in paradise with one eye than to live in hell with two. Poate că ar trebui să aplicăm la modul metaforic această poruncă a lui Hristos, că dacă vezi răul în jurul tău, atunci mai bine e să îți scoți un ochi ca să mergi în împărăția cerurilor cu un singur ochi decât în iad cu doi ochi. Because if you converge your mind with the mind of diavolos, you will find how to accuse everything and everyone. Căci dacă îți unești mintea cu mintea diavolului, atunci vei găsi prilejuri ca să îi acuzi pe toți și pe toate. Eventually, even sinless Christ was accused. Chiar și Hristos, cel lipsit de păcat, a fost acuzat. And when the kingdom of God comes, according to Apocalypse, it is when there is no longer accuser. Și când se va instala împărăția cerurilor conform Apocalipsei, atunci când acuzatorul nu va mai exista. The same will happen to your relationship which Christ has given you as a talent. If you work on it, it will bring much more. Lucru se va întâmpla și cu relația voastră, în măsura în care o veți cultiva, veți cultiva o ca pe un talent, aceasta va aduce și mai mult rod. And if you bury it into the ground, into material, into the earth, into with earthly thinking, then you will face the destiny of the one who did it in the gospel. Dacă veți îngropa acest talent în pământ, în cele materiale, atunci veți avea soarta pe care a avut-o cel care și-a îngropat talentul despre care ne spune parabola evanghelică. O altă întrebare. Creștinul poate fi un justițiar? Adică dacă într-o situație are dreptate, să-și impună sau nu punctul de vedere, să-și susțină cauza în familie, la serviciu. If you want to turn your home into a court case, it is an option. Dacă vreți să vă transformați casa într-un tribunal de judecată, e opțiunea dumneavoastră. I think monastic ministry, and especially ministry of a spiritual father, it is a ministry of a spiritual judge. Cred că slujirea
părintelui duhovnic este o slujire a judecății spirituale. Judge means to discern to what is the right godly thing to do in such and such case. A judeca înseamnă a discerne ceea ce este plăcut lui Dumnezeu în diverse situații. Christ is the judge of the world. Hristos este judecătorul lumii. How does he judge us? Cum ne judecă? Well, you can take this Christ into your homes, into your monasteries, and ask yourself, what Christ would do in such and such situation? Puteți să luați pe acest Hristos în casele dumneavoastră, în mănăstiri, și puteți să vă întrebați cum ar proceda Hristos într-o situație sau alta. Many say, oh, but this is Christ. Foarte mulți spun, da, dar El e Hristos, eu sunt un simplu om. Once Father Sofronie had an argument with God, with Christ. La un moment dat, Părintele Sofronie a avut o discuție cu Hristos. How can you judge me? You are God and I am a man. Și l-a întrebat, cum poți să mă judeci? Tu ești Dumnezeu și eu sunt un simplu om. You are eternal, without death. I can die any moment. Tu ești veșnic, nemuritor, iar eu pot muri în fiecare clipă. I have no defense in this world. Anyone can do harm to me. Nu am nicio apărare în această lume. Oricine poate să mă vateme. If you are a judge, you are unjust judge. Dacă ești un judecător, ești un judecător nedrept. And then he received an answer in his heart. Și apoi a primit un răspuns în inima sa. God, the Father, doesn't judge anyone. Dumnezeu Tatăl nu judecă pe nimeni. But he gave his judgment to his Son. Și toată judecata a dat-o Fiului Său. Because he is the Son of Man. Căci El este Fiul omului. And if you say that your conditions are difficult to keep Christ's commandments and to be like Him. Și dacă crezi că condițiile tale sunt dificile pentru a împlini poruncile lui Hristos și a fi asemenea Lui. And Christ would, when he will say, but I didn't have time to pray, I had to do this and this and this. Foarte I was mulți very busy. Vor spune, nu am timp să mă rog, trebuie să fac diverse lucruri, am fost foarte ocupat. And Christ will tell you, busy. And he will show you his life. Și Hristos îi va spune acestui om, ești ocupat, și atunci îi va arăta viața sa. His human life, what he has endured as a man. Viața sa pământească și tot ceea ce a îndurat ca om. And every mouth will be stopped, shut. Și fiecare gură va fi închisă. So, if you want to be a judge, imitate, be Christ-like judge. Wise like a serpent, meek like a dove. Dacă vrei să fii judecător, fii asemenea lui Hristos, înțelept ca șarpele, blând ca porumbelul. Cum comentați spusele cuviosului Sofronie? În locul regulei scrise, trebuie ca inima noastră să se lărgească. Where did you read that? Unde ați citit asta? Father Sofronie respected, not only respected, but loved every institution of monastic community among others. Părintele Sofronie a respectat și nu doar a respectat, ci a iubit fiecare instituție monastică din Sfântul Munte Athos. And the reason why he loved it, because he saw profound meaning behind every single point of ustav of Hippicon. Și motivul pentru care a iubit fiecare instituție monastică a constat în faptul că a văzut fiecare
motiv profund care se află la baza tipicului. If you read his articles, Foundation of Orthodox Monasticism, he speaks about all the rules of monastic life. Dacă îi citiți articolele fundamentale monahismului ortodox, veți vedea că vorbește despre toate argumentele pe care se bazează viața monahală. But the time comes when monks, being raised by these rules to a certain stage of their closeness to Christ, the rules perhaps can limit. Dar vine o vreme în viața monahului când trăiesc toate aceste reguli și se apropie foarte tare de Hristos și atunci simte monahul că aceste reguli îl limitează. Can you imagine Saint Siloan who would read one Jesus prayer 2 hours? Vă puteți imagina că Sfântul Siloan spunea timp de 2 ore o singură rugăciune, o singură dată rugăciunea inimii. If you apply to him the rules, how he would keep it? Dacă veți raporta regula la Sfântul Siloan, cum credeți că a ținut-o? What do you think would be the will of God to pray for a monk for the whole world who has this prayer, or to read from the book daily rule? Care credeți că ar fi voia lui Dumnezeu cu privire la un astfel de monah să se roage pentru întreaga lume sau să citească zilnic regulile? Such people like Saint Siloan, they never did anything of their own will. Astfel de oameni precum Sfântul Siloan n-au făcut niciodată ceva din propria lor voință. The same with Father Sofronie. Once he was tried by his spiritual father. La fel s-a întâmplat și cu Sfântul, cu cuviosul Sofronie. La un moment dat a fost încercat de duhovnicul său. Once his spiritual father, Mount Athos, said, "Don't pray anymore. Just read the gospel." La un moment dat, duhovnicul său din Sfântul Munte i-a spus, "Nu te mai ruga deloc, citește doar Evanghelia." In fact, for 1 week, Father Sofronie read the gospel. Timp de o săptămână, părintele Sofronie a citit Evanghelia. And his spiritual father could see that Father Sofronie is on the right path. Și duhovnicul său a putut să vadă că părintele Sofronie era pe drumul cel bun. And this drum, this way, brought him to where he was, where he ended. Și această cale, acest drum l-a dus până la capătul său. Many questions people would ask about his monastery, his spirituality, but I would say that Father Sofronie didn't have his own ideas. Foarte mulți oameni se întreabă cu privire la mănăstirea pe care a întemeiat-o, cu privire la spiritualitatea sa, dar cuviosul Sofronie nu le-a înfăptuit din propria sa voință. His checkpoint was obedience and subornosti. Modul în care și-a verificat faptele sale au fost ascultarea și raportarea la subornicitate. It amazes me that coming from Mount Athos and having written books on Saint Siloan and others, he submitted his theological vision to George Florovsky. M-a uimit faptul că, deși a venit din Sfântul Munte și a scris o carte despre Sfântul Siloan și a supus cărțile atenției lui John Florovsky. To have confirmation from the church, from the body of the church, that he is on the right path. George Florovsky, mă iertați, pentru a avea certitudinea că aceste cărți ale lui sunt pe calea cea bună. And if we go this way, we are on the safe ground.
Și dacă urmăm această cale, ne situăm pe același fundament. Mă rog în fiecare seară lui Dumnezeu și totuși nu primesc niciun răspuns. Cum să nu mă îndoiesc de existența Lui? Well, if we pray for the latest model of Mercedes-Benz, God will mercifully turn away His face from us. Dacă te rogi pentru ultimul model de Mercedes-Benz, Dumnezeu își va întoarce privirea de la tine. And His silence will be an act of His love. Și răspunsul va fi un act al dragostei sale. What do we ask for? Ce cerem? Saint James, Apostle writes, you ask and you don't receive. Apostolul Iacob spune, ceri și nu primești. Because if we ask according to our lusts, căci dacă cerem conform dorințelor noastre, something which will destroy us in the future, ceva ce ne-ar putea distruge pe viitor, God will not listen to us. Dumnezeu nu ne va asculta. But if we ask in tears the Lord to forgive us, to grant us humility, repentance, to save us. Dar dacă cerem cu lacrimi ca Dumnezeu să ne mântuiască, să ne dea pocăință, I can assure you not a single prayer will be left unanswered. Pot să vă asigur că nicio singură rugăciune nu va rămâne fără răspuns. But sometimes God is a bit slow. Dar uneori Dumnezeu este puțin cam încet în a răspunde. He wants us to pray a bit more to Him. Dorește să ne rugăm un pic mai mult la El. Not that He wants it for Himself, He wants it for us. Nu vrea aceasta pentru El însuși, ci o dorește pentru noi. In one of his talks, Father Sofronie said, yes, God answers our prayers, but somehow a bit slow. În unul din dialogurile sale, Părintele Sofronie răspundea, da, Dumnezeu ne răspunde rugăciunilor noastre, dar e un pic cam lent. Yes. How should we interact at workplace with people who are subordinated in constant contact with if they practice magic and new age beliefs? Cum ar trebui să reacționăm, să interacționăm la locul de muncă cu oamenii care sunt subordonați și în contact permanent cu noi, dacă aceștia practică magia și credințele de tip New Age? I think this question of magic, New Age, and other mystical activities do not concern us, people of the Church. Cred că aceste probleme legate de magie și de credințe New Age nu ar trebui să ne preocupe pe noi, oamenii bisericii. If you are having regular communion, if you have liturgical pulse in your life, dacă în viața ta ai un puls letargic, liturgic. Asta e limba. Russian speaking to Romanian, in English. And then, if you have blood of Christ running through your veins. Dacă ai sângele lui Hristos curgând prin venele tale. If you have regular confession. Dacă te spovedești cu regularitate. Nothing can touch you. Nimic nu te poate atinge. This is a promise. Aceasta este o promisiune. This magic and mystical things for people who are not protected by the Church. Aceste lucruri magice pot să-i afecteze pe cei care nu sunt protejați de biserică. Christ is the King.
Hristos este împăratul lumii, împăratul universului. If we don't believe it, we start to be afraid. Dacă nu crezi aceasta, poți să încep să-ți fie frica. Sometimes God will allow some temptations to us. Uneori Dumnezeu va permite să se abată asupra noastră anumite ispite. But I can assure you, it is for your own good, for your own progress in your fullness of life, towards the kingdom of God, towards your happiness. Dar pot să vă asigur că acestea vă vor fi utile în drumul vostru către Dumnezeu și către împărăția cerurilor. When you work and have people under you, have you tried to pray for them? Ați încercat să vă rugați pentru acești oameni? And which under you, if you have, pentru cei care vă sunt subordonați, you will see that your relationship will be different straight away. Veți vedea că relația voastră va fi diferită imediat. Because human heart responds to prayers. Căci inima umană răspunde la rugăciune. So, if you pray like St. Silvan prayed for people under him, then we can follow his way. Dacă te rogi așa cum a făcut-o Sfântul Siluan pentru oamenii care se aflau sub el, atunci lucrurile se schimbă. Părinte Nicolae, ecumenismul constituie un pericol real adresa bisericii? Don't look at me. Yes. Do we believe Christ? Credem în Hristos? Do we believe His words? Credem cuvintelor Lui? He said that the gates of hell will not prevail over His church. A spus că porțile iadului nu vor birui biserica. Church will always find its way towards salvation. Biserica întotdeauna își va găsi drumul spre mântuire. And to believe in the church is part of our creed. Și a crede în biserică este o parte componentă a crezului nostru. And indispensable part of being orthodox Christians. Și o parte indispensabilă a faptului că suntem creștini ortodoxi. I said it yesterday. To believe in God the Father, like we say in our creed, is not yet a great deal. Așa cum am spus ieri la o întâlnire, a crede în Dumnezeu Tatăl încă nu reprezintă totalitatea crezului nostru. Muslims and Jewish people believe in one God the Father Almighty. Musulmanii și evreii cred într-unul Dumnezeu atotțiitorul. Well, the next stage, higher stage, to believe in one, the one and only begotten Son of God. Următorul pas este a crede în Fiul lui Dumnezeu cel unul născut. But even this is not yet Christian faith. Dar chiar și acest pas nu reprezintă totalitatea credinței creștine. There are yet higher stages. Există etape, stadii mai înalte. Your faith in Christ is nothing if you don't believe in the Holy Spirit. Credința dumneavoastră în Hristos nu înseamnă nimic dacă nu credeți și în Duhul Sfânt. Active and alive in our lives. Duhul Sfânt activ și plin de viață în propriile noastre vieți. But even this is not yet the fullness of faith. Dar chiar și aceasta nu reprezintă încă totalitatea și deplinătatea credinței. The perfection of our faith is when we start to believe and be confident in one holy, săbornicească, apostolească biserică. Deplinătatea credinței apare atunci când credem în una sfântă, săbornicească și apostolică biserică. Only then can you look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Doar atunci poți aștepta învierea morților și viața veacului ce va să fie. I would quote you the words of Christ. Don't be afraid, my little flock.
Aș dori să citesc cuvintele lui Hristos: Nu te teme, turmă mică. God has given you at the moment the fullness, everything necessary for your salvation. Dumnezeu v-a dat deplinătatea, tot ceea ce este necesar pentru mântuirea voastră. And when he appoints you to fight one heresy or the other, he will inform you. Și atunci când te va desemna să depistezi o erezie sau alta, o să te înștiințeze. But if you are not given responsibility from God and you take sword and start to crush things around you, you might do a wrong thing. Dar când nu primești această responsabilitate din partea lui Dumnezeu și iei o sabie și începi să lovești în lucrurile din jurul tău, atunci faci un lucru rău. Christ gave us a parable of wheat and tares. Hristos ne-a dat parabola grâului și neghinei. Christ has sown a good field. Hristos a semănat într-un câmp bun. And suddenly there are some bad things came. Și dintr-o dată în acel câmp au apărut niște lucruri rele. And people ask, shall we take them out? Și oamenii au întrebat, ar trebui să le smulgem? Christ said, no, leave it to the last judgment. Și Hristos a răspuns, nu, lăsați-le până la judecata de apoi. Because you don't know, you might take the good thing together with the bad. Căci nu știți, ați putea smulge alături de spicele cele rele și spicele cele bune. Leave it to God. Leave it to your prayers. Lăsați-le în seama lui Dumnezeu și în rugăciunea voastră. Dacă este voia ta, sunt gata să plec în pustie și să nu mai pomenesc pe patriarh la slujbă. And he received an answer in his heart. Și a primit următorul răspuns în inima sa. If you accept this thought, you will perish. Dacă accepți acest gând, vei pieri. What happened to those people who accepted this thought? Ce s-a întâmplat cu acești oameni care au acceptat un astfel de gând? They perished. Au pierit. They fell out of the church. Au căzut în afara bisericii. Because of their spiritual immaturity and ignorance. Din cauza imaturității și ignoranței lor spirituale. I think we are firm enough in our orthodox faith not to give it away. Cred că suntem suficient formați în biserica noastră ortodoxă astfel încât să nu renunțăm. And believe me, when we see a danger, the church, our pastors will inform us. Și credeți-mă că în momentul în care vom observa un pericol, biserica ne va înștiința de acest pericol. And what Father Sofronie said, ecumenism is not our problem. Ceea ce a spus Părintele Sofronie, ecumenismul nu este problema noastră. It is for Catholics and Protestants. Este pentru catolici și protestanți. Lăsați-i să se gândească, să-și dea seama despre ce e vorba. We are one holy, sobornicească, apostolească biserică. Suntem una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Amin. Aș dori să-i pun o întrebare personală, probabil o să am încă una spre sfârșit. Cum l-ați întâlnit pe Prefericitul Părinte Daniel la Șambezi? Cum l-ați descrie pe Prefericitul Părinte Daniel? Yes, I have been given a privilege. Da, mi s-a dat ocazia to be translator in Șambezi. Să fiu traducător în Șambezi. Șambezi, where the all our patriarchs met. Acolo unde toți patriarhii noștri s-au întâlnit. When I was there, I felt and I saw one thing. Când am fost acolo, am simțit și am văzut un lucru. When I came home and started to read media, it was completely different picture. Când am ajuns acasă și am început să citesc mass media, am avut o imagine complet diferită. What I see, I say.
Ceea ce văd, aceea spun. I saw our pastors with honesty of heart and godliness trying to do to not negotiate, it is a bad word, but to do good for the church. I-am văzut pe păstorii noștri având foarte multă onestitate și încercând să facă ceea ce este bine pentru biserică. They discussed administrative questions. They discussed questions which are of great urgency for our day to day, because there are many different practices in various Orthodox churches. Au discutat multe probleme administrative și multe probleme presante, pentru că există diverse practici în bisericile noastre astăzi. And I was very impressed by Patriarch Daniel, by his wisdom, how he would bring to find solution for controversial different positions. Și am fost foarte impresionat de înțelepciunea Patriarhului Daniel, de modul în care el încerca să găsească soluții în multe chestiuni controversate. In my personal contact with him, I was deeply impressed by his humility. În contactul meu personal cu prea fericirea sa, am fost foarte impresionat de smerenia dumnealui. He spoke to me as a father, I don't say as a brother, I won't dare to say, but probably he spoke in a very simple human way. Mi-a vorbit ca un părinte, n-aș îndrăzni să spun ca un frate, dar mi-a vorbit într-o manieră foarte umilă. And this short conversation, of course, will remain for me as the image of Patriarch Daniel in my heart. Și această scurtă conversație pe care am purtat-o va rămâne în inima mea ca imaginea Patriarhului Daniel. So, and I took his blessing to come and to see all of you, and this his blessing that I believe is working now. Și am primit binecuvântarea prea fericirii sale ca să vin și să vă întâlnesc și cred că această binecuvântare funcționează acum foarte bine. According to St. Siloan's teaching, we must believe in the blessing of our pastors. Conform învățăturii Sfântului Siloan, trebuie să credem în binecuvântarea ierarhilor noștri. Sometimes we see their faults, but we don't see their goodness. Uneori le vedem greșelile, dar nu le vedem lucrurile bune. But if we believe in the church, every blessing which we receive with faith will work miracles. Dar dacă credem în biserică, fiecare binecuvântare pe care o primim cu credință va ajunge să producă minuni. Just a moment. Yes. And it is a wrong position to put yourself above your pastors as judges. Și este o atitudine greșită de a te situa deasupra păstorilor în calitate de judecător. This is not the way of salvation. This is not the way of Christ. This is not the way of the church. Nu aceasta este calea mântuirii, nu aceasta este calea lui Hristos și nu este calea bisericii. O altă întrebare, de ce credeți că Domnul Hristos a schimbat Vechiul Testament? I don't think he has changed it. Nu cred că l-a schimbat. He fulfilled it. L-a împlinit. In a most wonderful way. Într-o manieră minunată. It is a theological question, but I'm happy to speak about it. Este o întrebare teologică, dar sunt foarte fericit să vorbesc despre ea. When Moses was given the Old Testament, think about the condition of mankind at that time. Când Moise a primit Vechiul Testament, gândiți-vă care era condiția omenirii la acea vreme. It was semi-animal condition. Era o condiție semi-animalică. When people were fighting each other, and the language of force, mighty in battle, was the only language.
Oamenii se luptau unii cu alții și limbajul forței era limbajul cel mai întâlnit. And for many centuries of working with human heart, God eventually prepared Jewish nation for reception of the commandment, love your enemies. Timp de secole, lucrând cu inima omului, i-a pregătit Dumnezeu pe evrei pentru a primi această poruncă, iubiți-vă vrăjmașii. If you speak about this destruction, yes, of the Old Testament, it changed began within the Old Testament already itself. Putem observa că deja schimbarea a început să se petreacă chiar în sânul Vechiului Testament. I find very moving the story which we are going to read at Easter services, the story of Prophet Jonah. Găsesc foarte emoționantă povestea profetului Iona pe care o citesc în timpul Paștelui. Because he was sent to preach repentance to the worst enemies of the Jews. Căci a fost trimis să propovădească pocăința celor mai răi dușmani, adversari ai iudeilor. And he refused to do so. Și a refuzat să facă asta. And yet, even for the Old Testament prophets to change this attitude was not easy. Și chiar și pentru profeții Vechiului Testament a schimba această atitudine n-a fost un lucru ușor. Eventually he became an instrument of salvation for his enemies. În cele din urmă a devenit instrumentul salvării pentru vrăjmașii săi. And then, only then could Christ come and say, love your enemies. Și doar atunci a putut veni Hristos și să spună, iubiți-vă vrăjmașii. Well, comment in brackets. Sometimes I feel that we live in the times of the Old Testament. Un comentariu între paranteze, uneori simt că trăim în vremea Vechiului Testament. Even now, mankind hasn't fully understood and accepted the fullness of the gospel of Christ, the fullness of divine love. Nici acum omenirea nu a înțeles îndeplinătatea sa, iubirea lui Hristos pentru întreaga umanitate. Dacă pe părintele cineva să descrie sau să comenteze parabola fiului risipitor. I think Saint Siloan gives the best comment on this parable. Cred că Sfântul Siloan a făcut cel mai bun comentariu al acestei parabole. He shed many, many tears of compunction just at the thought that the Father not only receives, but runs towards the Son. A vărsat foarte multe lacrimi la gândul că Tatăl nu doar că îl primește pe Fiul Risipitor, ci aleargă în întâmpinarea sa. For Saint Siloan, this was the image of our God. Pentru Sfântul Siloan, aceasta era imaginea Dumnezeului nostru. God who doesn't ask anything when you come in repentance, but drowns you in His love. Dumnezeu care nu îți cere nimic în momentul în care te pocăiești, ci aleargă și te primește în brațele sale. It is a great message for us, too. Pentru noi este un mare mesaj. If we act by forgiving, as if nothing has happened. Dacă acționăm iertând, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, when we refuse to see evil, when we refuse to see evil, atunci când refuzăm să vedem răul, but we receive people, our neighbor, with love, then we are not far from the perfection that Christ has commanded us. Și îl primim cu iubire pe semenul nostru, atunci nu suntem departe de desăvârșirea pe care ne-a recomandat-o Mântuitorul. For Saint Siloan, there was no enemies. Pentru Sfântul Siloan, pentru el personal, nu existau vrăjmași.
He prayed for everyone. Se ruga pentru toată lumea. And especially for those who are evil and go against God or against Him. Și în special pentru cei răi care lucrau împotriva lui Dumnezeu sau împotriva sa. When in the Soviet Union there were persecutions of Christians, whom did Silvan pray for the most? În momentul în care în Uniunea Sovietică aveau loc atrocități împotriva creștinilor, pentru cine se ruga oare Sfântul Silvan? Not for Christians. Nu pentru creștini. He was blessing God that they found eternal glory. El îl binecuvânta pe Dumnezeu pentru faptul că creștinii aflaseră slava divină încă din timpul vieții lor. He prayed for those who will go to hell. Se ruga pentru cei care urmau să meargă în iad. And in this way he fulfilled the commandment of Christ. Be like your heavenly Father, like the sun, which shines on good and evil and rains on good and evil. Și astfel a împlinit porunca lui Hristos, care ne cere să fim asemenea Tatălui Ceresc și asemenea Soarelui, ce strălucește și peste cei buni și peste cei răi. Well, this parable is the best icon of our God. Această parabolă este cea mai bună imagine a Dumnezeului nostru. O întrebare în care se spune că de ce este așa de dificil să întemeieze o familie respectând poruncile lui Dumnezeu. Cum se spune acolo, e o contradicție între porunci și a întemeia o familie. Having to deal with young people, especially those who are brought up outside the church, sometimes I fall in despair. Având de a face foarte mult cu tineri, în special cu cei care nu sunt crescuți în biserică, în Anglia, uneori aproape că sunt pe punctul de a cădea în disperare. The modern world and life formats their minds and heart in the way that them and marriage become incompatible. Lumea modernă le formatează în așa fel mințile și inimile, încât tinerii devin incompatibili cu viața de familie. Modern ideals which are implanted into young people's mind are incompatible with marriage, orthodox marriage. Idealurile moderne care sunt insuflate în mințile tinerilor sunt incompatibile cu viața de familie ortodoxă. Orthodox sacrament of marriage says until death do us part. În taina căsătoriei se spune până când moartea vă va despărți. Modern world says until I'm happy. Lumea modernă spune până când sunt fericit. And if something is wrong, divorce. Și dacă ceva nu decurge bine, decurge greșit, divorțez. And yet another marriage, another divorce, and so on, and so on, and so on. Un alt mariaj, un alt divorț și așa mai departe. And sometimes people think what they can get out of marriage for themselves. Uneori oamenii se gândesc ce pot obține pentru ei înșiși în cadrul căsătoriei. This is not marriage. Acesta nu este mariaj. And really, it's very difficult to fall in love with such attitude. Și cu astfel de atitudine este foarte greu să te îndrăgostești. And love is ridiculed in modern world, mocked, just as Christ was mocked. Și în lumea modernă, iubirea este ridiculizată și batjocorită, așa cum a fost și Hristos. Well, for me as a monk, I got used to it, it's normal. Pentru mine ca monah, m-am obișnuit cu aceasta și este ceva normal. It is our task of the pastors of the church to implant, to deliver the ideals of the church to young people. Sarcina ne revine nouă păstorilor bisericii de a incumba acest ideal tinerilor. Because when they see our ideals, its beauty, they will never go back to this shallow, empty ideals of the world. Căci atunci când vor vedea tinerii că acest ideal înseamnă frumusețe, nu se vor atașa niciodată de această perspectivă superficială a lumii. Why do you think in
marriage, husband and wife backgrounds. De ce credeți că în cadrul căsătoriei, în timpul slujbei, mirele și mireasa poartă cununi? De ce? What are these crowns? Ce semnifică aceste coroane, aceste cununi? It is the crown of martyrdom. Este vorba despre cununa martiriului. And martyrdom, do you think all the martyrs, did they die voluntarily or not? Și în ceea ce îi privește pe martiri, au murit ei de bunăvoie sau nu? Father Sofroni said, on the basis of monastic experience, on the basis of St. Silvan, pe baza experienței monahale și a Sfântului Siluan, Părintele Sofronie spunea: martyrs, that they had such love for God, such fire of love, that only death, this ultimate sacrifice, could satisfy to quench it. Martirii aveau atâta dragoste fierbinte față de Dumnezeu, încât doar martirajul lor o putea potoli. The same is way of Orthodox marriage. We die for each other in inspiration. Aceasta este și calea căsătoriei ortodoxe, în cadrul căreia putem să murim unul pentru celălalt. If you tell me, oh, this is a fairy tale. Dacă îmi veți spune, a, aceasta este o poveste, I tell you, no. Vă voi răspunde că nu. I have seen such families. Am văzut asemenea familii. Where the love eventually grows into spiritual love, fiery as like seraphims. Când am văzut că o astfel de dragoste dintre soți poate să dobândească o asemenea amploare duhovnicească, încât să devină o dragoste serafimică, o dragoste angelică. Very important question. Father, how do you suggest I should end a toxic relationship with a man that even if it hurts and distracts both of us, neither one can put an end to it? Părinte, cum sugerați că ar trebui să pun capăt unei relații toxice cu un bărbat care, chiar dacă ne rănește și ne distruge pe amândoi, nici el și nici eu nu avem puterea să îi punem punct? What we are intoxicated in such cases is not love, but lust. Ceea ce a intoxicat în asemenea situații nu este iubirea, ci dragostea carnală. We confuse these two things nowadays. În zilele noastre confundăm aceste noțiuni. Yes, indeed, it's very difficult once you enter into relationship which you are not ready for. Da, e foarte greu în momentul în care intri într-o relație pentru care nu ești pregătit. It's very difficult to separate because from your natural union, your psychological and psychic union is already taking place. Este foarte greu să separ lucrurile, căci are loc o unire spirituală, psihologică. But yet there is no substance of this relationship, substance of love. Și totuși nu, această relație nu are o substanță a dragostei, nu are la bază o substanță a dragostei. In such situation, I would say to myself, I'm not going to sell myself so cheaply. Într-o astfel de situație mi-aș spune, nu am să mă vând atât de ieftin. I want either fairy tale or nothing. Vreau fie povestea, fie nimic. And I say to young people, don't be afraid of your faith to state like this to people who love you. Și le spun tinerilor, nu vă fie frică de credința voastră. Puteți să le spuneți celor care vă iubesc. I can assure you, if person really loves you, the person will only be glad that you suggest such a pure relationship before marriage. Și vreau să vă spun că dacă persoana vă iubește cu adevărat, va fi foarte bucuroasă să mențină o astfel de relație curată cu tine. And if person doesn't accept you
your desire to have integrity in relationship before marriage, then I wouldn't worry so much. Dacă persoana care i-ai propui să îți menții curăția fizică și spirituală până la căsătorie nu apreciază acest lucru, atunci nu mi-aș mai face griji în legătură cu ea. Be aware that every sin is a crime against human person. Trebuie să fim conștienți că fiecare păcat este o crimă împotriva naturii umane. Is human person. Și persoane umane. Not person. Persoane. Especially sexual sin is a crime against human person. În special, păcatul sexual este o crimă împotriva persoanei umane. It's when a human being is treated not as a person, but as flesh. Atunci când ființa umană nu mai este tratată ca o persoană, ci ca un trup. It happened before in chapter 6 Genesis when sons of God accepted this idea. S-a întâmplat și înainte și avem Geneza, afacerea în capitolul 7-lea, când fiii lui Dumnezeu au acceptat aceste idei. And God said, yes, man is flesh. Și Dumnezeu a zis, da, omul este trup. And my spirit, my gift of love, will no longer abide in him. Și Duhul meu de dragoste nu va mai sălăștui în om. There are people who are content with animal-like existence. Există oameni care sunt mulțumiți cu existența de tip animalic. But once you meet Christ in your way, you will be wounded by his perfection. Dar în momentul în care îl întâlnești pe Hristos în viața ta, vei fi vindecat de săvârșirea Lui. And what is impossible for us is possible for Christ. Vei fi rănit de perfecțiunea Lui și ceea ce este pentru noi imposibil este posibil pentru Hristos. Sometimes you will see how confession, repentance and Holy Communion remove the mountain from your heart. Poți vedea uneori cum pocăința, mărturisirea și împărtășania îndepărtează muntele de pe inima ta. Something you think it is unthinkable suddenly becomes so easy. Ceva ce crezi că este de negândit devine dintr-o dată atât de ușor. And Christ will be your helper. Și Hristos va fi ajutorul vostru. I will answer this question about the conflict between parents and teenagers. Va răspunde întrebări legate de conflictele dintre părinți și adolescenți. I think this is the most important. Cred că e cea mai importantă. The problem with parents that we or they parents miss the point when their child turns into an adult. Problema este că părinții nu sunt pe fază în momentul în care copilul lor se transformă într-un adolescent. How old was the mother of God when she had to decide the destinies of the whole world? Ce vârstă a avut Maica Domnului când a trebuit să decidă destinul întregii lumi? She was 13-14 years old. Avea 14-15 ani. And she took the decision and responsibility and suffering to work for the salvation of human race. Și-a asumat suferința și dispoziția pentru a lucra în vederea mântuirii lumii. If God has such respect to young, in our eyes, person, how much we should respect our children? Dacă Dumnezeu respectă atât de mult o tânără, o persoană, cât de mult ar trebui noi astăzi să îi respectăm pe adolescenți? Very often, I ask usually people, what is the difference between family and a tribe? Întreb foarte deseori oamenii, care este diferența dintre o familie și un trib? Un trib. Please, say, use a microphone.
chiar fără microfon vă auzim, puteți să spuneți care e diferența între... Diferența dintre o familie și un trib. Nu există niciun. Well, I'm very sad if it is the case. Our Christian family, it is demands from all of us profound understanding of God's ways. Familia noastră creștină ne cere fiecăruia înțelegerea căilor lui Dumnezeu. When we educate children, we educate them for their salvation in the kingdom of God. Când ne educăm copiii, îi educăm pentru mântuirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Never forget the words of Christ. Don't call anyone father. Nu uitați cuvintele lui Hristos. Să nu numiți pe nimeni părinte. Please, parents, remember this. It is your ministry to bring this person who was given to you as a child to bring and raise this child for the heavenly Father. Părinților, nu vă uitați responsabilitatea pe care v-a încredințat-o Dumnezeu de a crește copilul pentru împărăția sa. But very often we import pagan customs into our life. Dar foarte adesea introducem în viețile noastre obiceiuri păgâne. Parents until very late can never agree with the commandment of Christ. Părinții foarte adesea nu sunt de acord cu poruncile lui Hristos. That man shall leave his father and mother and cling to his wife to become one flesh, one person. Și anume ca bărbatul să-și părăsească mama și tatăl și să se unească cu soția sa și să devină un singur trup. And I say to parents, if he or she doesn't leave, she doesn't cling, or he doesn't cling to his husband or wife. Și le spun adesea părinților că dacă el sau ea nu pleacă de la aceștia, el sau ea nu se poate uni cu soțul, soția sa. So, we must imitate the Mother of God, who left Christ to fulfill his ministry of love. Trebuie să o imităm pe Maica Domnului care i-a permis lui Hristos să-și îndeplinească slujirea dragostei sale. And when a child leaves to create a new family, a new life, you must have to have great wisdom to step aside. Și în momentul în care copilul dorește să părăsească această casă parentală, trebuie să ai o foarte mare înțelepciune și să te dai la o parte, să lași să plece. Because marriage is like baptism. Căci căsătoria este asemenea botezului. You acquire almost a new name. Aproape că dobândești un nou nume. Before it was Anca, now it's Anca, the wife of such and such Ioan, for example. Înainte era Anca, iar acum este Anca cu tărui bărbat, Anca lui Ioan, de exemplu. Este o nouă identitate. And if you demand from your children the same attitude as before, you are in wrong. Și dacă ceri copilului tău să aibă aceeași atitudine ca și înainte de căsătorie, procedezi greșit. And leave your children to choose whom they will spend their life. Și lăsați-i pe copiii dumneavoastră să decidă cu cine își vor petrece restul vieții. If there is no Christian reasons against one person, like for example, if a person is a Muslim, yes, you can object. Dacă nu există motive creștine pentru a împiedica o anumită căsătorie, de exemplu, dacă persoana respectivă este musulman, atunci poți să obiectezi. Then your job is to bless the choice of your child. Atunci singura ta sarcină este aceea de a binecuvânta căsătoria fiului sau fiicei tale. Because it is your child who will take the spouse to the altar, not you. Căci copilul tău își va duce soțul sau soția în fața altarului, nu tu. And the church is very strict on the freedom of choice. Iar biserica este foarte strictă în ceea ce privește
libertatea de a alege. It doesn't ask, do you have the blessing of your father and mother for this marriage? Și nu îi întreabă, aveți binecuvântarea părinților voștri pentru această căsătorie? The church asks, is your choice free? Și biserica întreabă dacă au venit de bună voie și nesiliți de nimeni. So, that's what I would say. Respect the freedom of your children. Asta vreau să spun, respectați libertatea copiilor voștri. For example, imagine I'm a priest and someone comes to me and says, "Father, bless me." De exemplu, imaginați-vă cum sunt preot, cineva ar veni la mine și mi-ar cere, "Părinte, binecuvintează-mă." And I'll say, "No, I won't bless you." Și aș spune, "Nu, nu o să te binecuvintez." And the person says, "Why?" Și persoana îmi spune, "De ce?" I say, "I don't like you." Și aș spune, "Pentru că nu-mi place." Is it possible? E posibil asta? The same is parents. La fel și cu părinții. Every ministry that Christ gives to us is directed towards the death of egoism in our passions. Fiecare slujire pe care ne-o încredințează Hristos este direcționată împotriva egoismului și patimilor noastre. The same with the ministry of parent. Aceasta se întâmplă și în cazul rolului de părinte. Yes. Este o întrebare din partea cuiva dacă poate divorța pentru că s-a căsătorit din motive de nedrag, din fără lipsă de dragoste, iar căsătoria nu s-a consumat. This is the phrase which I hear in almost 80% of marriages, it is not the person that I have married. Aceasta este fraza pe care o aud în aproape 80% dintre căsătoriile cu probleme. Nu cu această persoană m-am căsătorit. Well, what can I say? Ce pot să spun? You haven't worked on your heart, on your relationship, on your attitude, and love will die. Nu ai lucrat la inima ta, la atitudinea ta, la relația ta și iubirea e pe punctul de a muri. I don't believe in divorce. Nu cred în divorț. I'm a Christian and I have strong belief in God. Sunt creștin și am o credință puternică în Dumnezeu. If a people have obedience and able to hear what the church or priest will say, there is a great hope that any relation can be turned into a good relation. Dacă oamenii fac ascultare și ascultă de ceea ce spun Dumnezeu, cred că orice relație poate fi vindecată. Divorce, I don't want to work with divorcer, with diavolos. Nu vreau să lucrez cu diavolul, cu cel care provoacă divorțul. The foundation of marriage is not necessarily romantic love. Fundamentul căsătoriei nu este neapărat dragostea romantică. Foundation is Christ. Fundamentul este Hristos. And those who build on this stone, no winds will prevail. Și cei care vor construi pe această stâncă, nici un vânt nu va doborî ceea ce au construit. I tell you that your paradise in your and your hell is in your own hands. Vă spun că atât paradisul cât și iadul se află în mâinile dumneavoastră. If you make an effort to work on your relationship, then soon you will see the results. Dacă vei face un efort de a lucra la relația ta, vei vedea cât de curând rezultatele. Sometimes we've had couples who were not only without love, they were in the state of hatred. Uneori am avut situații cu cupluri care nu doar că nu mai aveau dragoste, ci trăiau într-o stare de ură. But through their struggle with their own selves, they found salvation in this life, their marriage, and in the life to come. Dar prin strădania lor,
au aflat mântuire nu doar în această viață, ci și, și în viața veșnică. So, you just have to learn this asceza iubirii. Trebuie să învățați această asceză a iubirii. And know where the enemy acts and where God acts. Și să cunoașteți unde lucrează diavolul și unde lucrează Dumnezeu. And I don't want to declare that the devil is victorious. Christ is the victor, the biruitor. Și nu vreau să declar că diavolul a învins, ci vreau să spun că Hristos este biruitorul. Keep your mind in hell and despair not. Țineți mintea în iad și nu deznădăjduiți. But if you ask the same question from modern perspective of psychology of marriage. Dar dacă întrebi aceeași întrebare sau dacă pui aceeași întrebare din perspectiva psihologiei moderne, I cannot help you. Nu pot să ajut. Because this is not our level. Căci acesta nu este nivelul nostru. The gospel is our way, and if you want to be a Christian, you have to apply the gospel to your life, not modern psychiatry or psychology. Căci Evanghelia este calea noastră și dacă vrei să fii cu adevărat creștin, trebuie să aplici această cale și nu metodele sau modelul psihiatriei moderne. One couple once, they had a small conflict, and they said to me, they went to see a marriage therapist. Un cuplu la un moment dat avea probleme și s-au dus să consulte un terapist, un terapeut în căsătorie. And they come and said to me, psychologists declare to us that our psychological profile is incompatible. Și au venit și mi-au spus să psihologul ne-a mărturisit că profilul nostru psihologic este incompatibil. Well, sorry. Îmi pare rău. Părinte, cum să explicăm copiilor noștri că televizorul, telefonul mobil, jocurile de computer le fac rău sau sunt lucruri rele? Cu ce putem să le înlocuim? Cu ce putem să înlocuim această nevoie a lor când văd mai ales pe alți copii că au aceste lucruri? I say that this is my difficulty too. Vreau să spun că acesta este un lucru greu și pentru mine. I don't know how to save our children. Nu știu cum să-i salvăm pe copiii noștri. But if God has given us these conditions in which we live. Dar dacă Dumnezeu ne-a dat aceste condiții în care trăim, He knows the way how to protect our children from these temptations. Știe Dumnezeu cum să-i protejeze pe copii de aceste ispite. And I pray to Him to protect my spiritual children. Și mă rog lui să îi apere pe fiii mei duhovnicești. Sometimes there is not much we can do. Uneori nu putem face prea mare lucru. We cannot take sword in our hand. Nu putem lua sabia în mâna noastră. This is not the way of Christ. Nu este calea lui Hristos. He who has taken the sword in his hand will die by the sword. Cel care ridică sabia de sabie va pieri. And the only way we have, the only weapon we have, is prayer, love, and patience. Singurele arme pe care le avem sunt rugăciunea, răbdarea și iubirea. I think I can assure you that not a single prayer of a parent, of a mother, will be lost. Vă promit că nici o rugăciune a unei mame nu va fi pierdută din ochii lui Dumnezeu. This I have witnessed many, many, many times. Am asistat la aceasta de foarte multe ori. Believe in prayer, in your prayer. Credeți în rugăciunile voastre. And God will take care of your child through your prayers. Și Dumnezeu va purta grijă copiilor voștri prin rugăciunile dumneavoastră. Don't run from this pain.
Nu abandonați, nu fugiți de această durere. This kenosis of parent, being a parent is part of our way to the kingdom of heaven. Această smerenie, această kenoza a faptului de a fi părinte este parte a drumului nostru către împărăția lui Dumnezeu. Aș dori să vă întreb, ce sugestii sau ce sfaturi ați putea să dați acele persoane care suferă de stres, de depresie? Stress. Depression is one thing. Depression sometimes is different from stress. Uneori depresia este diferită de stres. I said it earlier in my earlier talks that as a spiritual father, I would examine what kind of depression it is. Am spus în alte întâlniri că în calitate de duhovnic aș examina care este natura acelei depresii. Sometimes there are physical types of depression. Există uneori tipuri fizice de depresie. For example, the constitution of your blood. De exemplu, constituția sângelui unei persoane. One or the other chemical is absent or something like this. Sau o lipsă a echilibrului chimic din organism. And if doctors can help on physical level, medically, I'll be very grateful to them. Dacă doctorii pot să ajute la nivel medical, sunt foarte bucuros să îi încurajez în acest sens. But if it is a spiritual depression, this is my job. Dar dacă avem de a face cu o depresie spirituală, atunci aceasta este treaba mea. I have to examine what has brought death to that soul. Trebuie să examinez ce a adus, a provocat moartea acelui suflet. Where is the devil hiding? Unde se ascunde diavolul? And my job is to extract this death-giving principle in human soul that gives this condition. Și treaba mea este să extrag acel principiu dătător de moarte din acel suflet. When Christ gave authority over unclean spirits to his disciples, când Hristos le-a dat ucenicilor săi puterea asupra duhurilor necurate, it is not only exorcisms. Nu a fost vorba doar de exorcisme. Major exorcisms that we know is the work of the spiritual father. Cel mai mare exorcism pe care îl cunoaștem este cuvântul părintelui duhovnic. To chase away the devil from the minds and hearts of people. Și anume de a alunga pe diavol departe de inimile și mințile oamenilor. Very often depression comes from a wrong objective in life, wrong goal. Foarte adesea depresia rezultă dintr-un scop greșit în viață. Well, a person said, I'm depressed because I haven't achieved my goal in life. I haven't become the president of the United States. O persoană poate să spună, sunt deprimat pentru că nu am atins obiectivul vieții mele, acela de a deveni președinte al Statelor Unite. My task would be implant in the hearts of people the beauty of Christ's ideals, life-giving principles. Sarcina mea ar fi să infuzez în inima acelei persoane principiul frumuseții dătător de viață al lui Hristos. Stress is the other thing which is very important. Thank you. Stresul este celălalt lucru de asemenea foarte important. Christ said that in the last days people will die from stress and anxiety about the future events to come. Hristos a spus că în zilele din urmă oamenii vor muri din cauza grijilor pentru ceea ce îi așteaptă. Not from the events, but from the fear of the events. Nu atât din cauza evenimentelor care vor veni, ci din cauza fricii pe care aceste evenimente o provoacă. My question is to you, how different is our world from the world in the past centuries? Întrebarea pe care vă adresez este următoarea. Cât este de diferită lumea noastră de astăzi
față de lumea din secolele trecute. There always have been catastrophes, wars, casualties, enough reasons to be distressed. Întotdeauna au existat războaie, catastrofe, greutăți, suficiente motive ca să fii stresat. Problema nu este una de ordin istoric, ci una de ordin spiritual, și anume absența credinței noastre. We become so afraid because of our lack of faith that we indeed can die from the fear of the things to come. Devenim atât de temători din cauza absenței credinței noastre încât cu adevărat putem muri de frică în fața evenimentelor care vin peste noi. This thought about the future, what will happen? Where is it from? Acest gând legat de viitor, ce o să se întâmple? Oare de unde vine? Can I ask you, did Adam have this thought in paradise? Pot să vă întreb, oare Adam a avut acest gând în paradis? His condition didn't know the concept of future. Condiția sa nu cunoștea conceptul viitorului. His condition was Eucharist to God. Condiția sa era una euharistică cu privire la Dumnezeu. He was bathing in the love of God. El se abandona iubirii lui Dumnezeu. And who brought the concept of future, of worries to our lives? Și cine a adus conceptul viitorului, al grijilor pentru viața noastră? It was the enemy. Vrăjmașul. He introduced the future in the mind of Adam. El a introdus viitorul în mintea lui Adam. God is afraid that you will become like him. God, he said to Adam, God will is afraid that you will become like him. I-a spus lui Adam, Dumnezeu se teme că vei deveni asemenea lui. And ever since, our life is controlled by our fear of our future. Și de atunci viața noastră este controlată de frica de viitorul nostru. By death. As well, we are slaves to this fear of death. Și de asemenea suntem robi acestei frici de moarte. If each one of you ask today, now, what you're missing at this very moment. Dacă fiecare dintre dumneavoastră să întrebați ce vă lipsește în acest moment, you say, well, now it's okay, but I'm afraid the future will come. Ați răspunde, acum e tot în regulă, dar mi-e teamă de viitor. And this is the condition of fallen Adam. Și aceasta este condiția lui Adam celui căzut. Christ is faithful to what he says. Don't worry about your future. Don't be anxious about tomorrow. Hristos este fidel cuvintelor pe care le-a spus. Nu vă temeți cu privire la viitorul vostru. Nu vă îngrijiți de ziua de mâine. I will take care of your future. Eu voi purta grijă de viitorul vostru. And if you start believing Christ in his words about this, you will find your rest. Și dacă vă veți încredința cuvintele lui Hristos în această privință, vă veți găsi odihna. 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 Odihna veșnică. Și chiar odihna veșnică. Why do we ask for the departed? Give rest, O Lord, to thy servant. De ce cerem în legătură cu cei adormiți veșnică odihnă de Doamne robului robilor tăi? This rest, odihnă, we have to acquire in this life. Această odihnă trebuie să o dobândim chiar de aici, din viețile noastre. When you look at your life, ask yourself, has God ever let you down? Când priviți la viețile voastre, puteți să vă întrebați, v-a lăsat vreodată baltă Dumnezeu, v-a abandonat vreodată Dumnezeu? No, this has never happened in the history of mankind. Nu, niciodată nu s-a întâmplat asta în istoria umanității. Why can't we trust God? De ce nu putem să avem încredere în Dumnezeu? Yet it is easier for us to trust to the one who is liar, the father of lies and the murderer. Și adesea parcă ne este mai ușor
să ne încredem în Cel care este tatăl minciunii și un ucigaș. Faith is faith, but you must think about your pension schemes, how you will live, don't be naive. Credința e credință, dar trebuie să te gândești la pensia ta, cum o să trăiești, nu fi naiv. No, I want to be full for Christ's sake in my faith. Mad, like St. Paul says. Nu trebuie să fiu plin de credința în Hristos, sau cum a spus Sfântul Apostol Pavel, nebun pentru Hristos. To follow what the church teaches us. Și să urmăresc ceea ce ne învață Biserica. Unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Comfort the spirit of truth, which art in all places and fillest all things. Treasure of goodness and giver of life, come and abide in us, and cleanse us from all that defileth, and save our souls, O Thou who art good. Amen. By the prayers of our holy bishop, Timothy, Lord Jesus Christ, our God, have mercy upon us. Amen. Amen.